de, The... am auzit poezia despre Baraba, m-am gândit câtă, câtă inspirație, câtă potrivire, pentru că deși Baraba n-a fost acolo, n-a fost pe cruce, ar fi trebuit să fie. Era locul lui. Crucea din mijloc era crucea rezervată șefului bandei de tâlhari. Pe crucea din mijloc trebuia să atârne cel mai mare dintre ei. Și nu întâmplător, Domnul Iisus a atârnat pe crucea aceea pentru că El a venit să fie ca acela care, fără să fi făcut vreodată, vreun păcat, a fost judecat ca și când ar fi fost cel mai mare păcătos dintre toți. A murit între tâlhari, a murit între cei fără de lege, spune, a fost pus în numărul celor fără de lege, să fii socotit între între cei mai răi oameni din vremea aceea și să mor moartea celor mai răi. Așa mureau cei mai răi oameni din Imperiul Roman. Cei despre care scriptura, despre care politica romană spunea că uh, nu e nevoie, că sunt periculoși, că trebuie dați drept pildă și le scriau rechizitoriul pe o plăcuță deasupra capului. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la ceilalți doi care au rămas împreună cu Hristos pe cruce și pentru asta am să vă rog să deschideți Biblia la Luca 23. Luca 23 uh, spune povestea din perspectiva acestui om deosebit care a făcut cercetări... Să-l dau mai sus sau mai jos? Mai jos. Mai jos. E bine așa? Ok. Din perspectiva unui om care a făcut cercetări cu privire la ce trebuia să, să se întâmple și la ce s-a întâmplat. Și vine și ne scrie, zice, am făcut cercetări amănunțite. N-am fost acolo. Luca n-a fost prezent. Luca nu scrie din amintirile lui, ci scrie în urma unei analize atente. El n-a fost acolo. El nu știe ce s-a întâmplat în ziua aceea. Și totuși ne prezintă un tablou sumbru, dar plin de speranță. Al unei alte vieți transformate, a unui om care s-a întâlnit cu Domnul Isus în momentul cel mai negru al vieții lui, și anume în ceasul morții. Spune Scriptura aici că norodul stătea acolo și privea, frunta și își băteau joc de Isus. Versetul 35 din Luca 23, citesc. Și ziceau, pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu. O să și de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bagiocorea și zicea, nu ești tu Cristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o sândă, pentru noi este drept, că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus i-a răspuns, a adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine rai. Observați care este cuvântul care se repetă poate cel mai des în textul pe care l-am citit? Care este? Cuvântul? jocură. Îl batjocorea norodul, îl batjocoreau mai mari, îl batjocoreau soldații, îl batjocoreau... Și acum am să vă rog să citiți textul paralel și o să vedeți că spune cam în doi la început. Dintre tâlhari îl batjocoreau. Unul dintre ei a rămas pe poziție până la sfârșit și a păstrat atitudinea. Pentru că este ușor ca oameni să-i batjocorim pe cei pe care îi considerăm înfrânți și slabi. Spunea Marius despre um, faptul că este o biserică unde s-a făcut anunț duminica dimineața la slujbă, că bărbații pot veni să vadă cred că și finala mică, dar a zis că aia nu ne interesează finala campionatului mondial da? de fotbal, care, interesant, coincide și ca oră cu slujba, cel puțin la noi, a bisericii de seara, da? așa că îi aștept pe frați la biserică, nu la finala campionatului mondial de fotbal. Da? În schimb, am văzut și eu, din mai multe motive eu am boicotat, ca acum mai la modă cuvântul ăsta a boicota, campionatul mondial de fotbal din Qatar anul ăsta, Întâi fiindcă România nu e acolo, doi pentru că e hiperpolitizat, trei pentru că orele sunt absolut nesfinte pentru mine, dar patru pentru că am văzut niște lucruri care m-au deranjat foarte tare. Și am zis, nu am vreme să urmăresc eu atâtea meciuri și să stau să mă uit. În alți ani, nu în alt în alte vremuri din viața mea m-am mai uitat. Mi-aduc aminte, când a jucat România în 1994, atunci era mai ușor că te uitai noaptea. Ziceai că te uiți, eram mai tânăr și mi-a fost mai ales cu Argentina, am fost așa de bucuros. Și mi-am dorit să văd, să văd anumite echipe mergând mai departe și la un moment dat am văzut că două dintre ele sunt la un de decisiv. Zic, hai să mă uit să văd cum e la 11 metri, cum trec unii de alții. Și la final am văzut atitudinea disprețuitoare și batjocoritoare a unora din jucătorii pe care eu îi admir, îmi plac, mi-aș dori să-i văd câștigând anul ăsta față de cei pe care i-au învins. Pentru că de multe ori uităm, uităm că și atunci când ești învingător într-o anumită situație, nu trebuie să-l bat jocorești pe cel pe care l-ai învins. Te dezonorează. Hristos părea un învins. Împreună cu ceilalți răstigniți, Cristos părea unul care a pierdut lupta cu evrei, lupta cu romanii, lupta cu toți ceilalți. Un bărbat atârnând pe cruce, de acolo nu se scăpa. Deci de pe cruce nu scăpa nimeni, nu era cale de scăpare. Un bărbat care plătea și știau că este blând. Nu făcuse nimic. De obicei ați văzut că ăștia sunt oamenii care sunt bagiocoriți în viață, dar oamenii care par blânzi, care par slabi. De ce l-au bagiocorit îl Ce le-a făcut? Cu ce i-a supărat vreodată? Cu ce i-a deranjat vreodată pe hari, pe cei doi care el o bagiocorit din frustrare? Frustrarea lor era că cel care trebuia să fie acolo scăpase. Baraba care trebuia să fie în mijlocul lor, între ei, era liber și ei mureau. Și cel care a luat locul lui Baraba era cel mai la îndemână. Teologii, liderii mai mari în orodului despre care zice Scriptura aici, afrunta și în versetul 35, îl bagiocoreau pentru că avuseseră multe dispute cu el. Și niciodată n-au reușit să-l prindă. Vă aduceți aminte, da? De câte ori au vrut să-l prindă cu vorba? De câte ori au vrut să-l să, -l, să -l dovedească a fi fie mincinos, fie un teolog eronat, și niciodată n-au reușit. De fiecare dată i-a, citiți ghilimele, pus cu botul pe labe, iată-l, în, în sfârșit, înfrânt. Norodul întotdeauna a fost manipulabil, așa că ei sunt cel mai puțin vinovați din toată povestea asta. Dacă ar fi fost să ne întrebe cineva care dintre aceștia are cea mai mare șansă să-și schimbe atitudinea. Este vreunul care are, dacă unul din ei sau o categorie din ei are vreo șansă să-și schimbe atitudinea față de Isus, ori acolo, ori mai târziu. Cine ați fi zis? Vă rog să încercați să faceți exercițiul acesta împreună cu mine. Cine am zice că ar avea o șansă să-și schimbe atitudinea E greu, nu e o întrebare simplă. Răspunsul meu ar fi niciunii. Pentru că în momente de genul ăsta foarte puțini oameni își mai schimbă atitudinea. Dar dacă ar fi fost obligatoriu să fac o clasificare, probabil că unul dintre tâlhari ar fi fost pe ultimul loc, tocmai din cauza faptului că urmau să moară. De obicei un om care ajunge cu atitudinea asta și întotdeauna când mai aud idei de astea că lasă că... Mai încolo, mă pocăiesc eu mai la bătrânețe, mai când o fi... Nu, pe măsură ce te apropii de moarte, te împietrești mai tare. Pe măsură ce trec anii, nu te faci mai credincios și mai deschis la Evanghelie. Din potrivă, e mai greu de schimbat. Că mintea, inima, gândurile, obiceiurile, toate se împietresc. Dar să stai față față cu moartea. Și să totuși să schimbi atitudinea față de Hristos. Uitați-vă rog frumos la felul în care progresează lucrurile. Sigur, ar trebui să facem, să avem o imagine compusă a tot ceea ce s-a întâmplat acolo, a tuturor cuvintelor Domnului Isus de pe cruce, a tuturor zicerilor Lui de pe cruce, a tuturor atitudinilor Lui, a tuturor lucrurilor pe care le arată acolo ca să înțelegem schimbarea acestui om. Dar noi le cam știm. Observați că pe cruce un lucru pe care Domnul Iisus nu l face este, nu o cărăște pe nimeni. În timp ce era batjocorit, n-a deschis gura în sensul acesta. În timp ce toți îl batjocoreau, el e a binecuvântat. El s-a rugat pentru ei. Țineți minte rugăciunea lui de pe cruce? Tată, iartă-i! Tată, iartă-i! Tată, iartă-i! În slăbiciunea lui a strigat la Dumnezeu. Dar când s-a rugat pentru oameni, a binecuvântat. Exact așa cum îi învățase pe ucenici. Binecuvântați și nu blestemați. Vreau să vă gândiți la tâlhari, la cel din dreapta, care se uită la Isus și împreună cu toți la început îl batjocorește și el. La cel din stânga, amândoi considerându-se îndreptățiți să o facă, fiindcă sufereau doar ei pe când liderul lor nu mai era, nu era acolo, scăpase, și care se uită la toată povestea asta. Se uită la toată situația asta. Și acum, spune scriptura că deasupra aici în Marcu, că scria acesta este împăratul iudeilor. Să știți că ei erau obișnuiți să vadă romanii. Pedepsind lideri și chiar împărat, sigur nu prin crucificare, nu. Lideri și oameni cu potențial de a stârni vreo revoltă, dar nu un împărat. Și totuși, când îi se adresează Domnului Isus, Tâlharul acesta spune așa, când vei veni în împărăția ta. Se uită la ce scria acolo și apoi se uită la atitudinea lui care este o atitudine absolut regală. Nu pot să nu-mi scot din minte povestea lui Brâncoveanu. Oricât ar fi de romanțată, oricât ar fi de înfrumusețată, și e bine ca istoria să ne prezinte și imaginea asta, gândiți-vă doar atât, confruntat cu familia lui și pe de altă parte cu ce? Cu țara. Țara lui el e pus să aleagă între țara lui, nu că să i se dea domnia înapoi, nu, să se lepede de creștinism implicit de identitatea lui sau să-i moară familia. Și pe rând îi sunt omorâți feciorii înainte să, fie, să moară el. Cât de greu trebuie să fie să treci printr-o asemenea situație. Probabil că cei mai mulți dintre noi am, am face un calcul rece și am spune oricum nu mă mai întorc, oricum nu, da? Câți nu s-au. Poate ați uitat cuvântul ăsta, turcit de-a lungul istoriei noastre. Noi nu ne place să spunem asta. Dar sunt mulți pe care otomanii i-au turcit și apoi i-au trimis înapoi lideri în, în țările române, da? Studiați istoria și veți vedea că sunt mulți care au venit înapoi pe tron fără să facă nimic, sigur, pentru țară ulterior, că erau vânduți, dar uh, s-au turcit și au scăpat și le-a mers bine. Brâncoveanu a preferat să moară el, familia lui, de dragul țării lui. O atitudine regală. Asta are Iisus pe cruce. Domnul Iisus pe cruce, în contact cu toți cei care îl băjocoreau, zice, ca unul care știa de unde a venit și anume de unde, de la tatăl, și că la tatăl se duce ca să primească înapoi ce? Slava, gloria, împărăția. Vedeți, cred că ceea ce putem face în lumea asta, ca oamenii lui Dumnezeu, este să putem proiecta și noi aceeași atitudine. Să putem proiecta și noi aceeași atitudine în lumea în care trăim ca Domnul Iisus Hristos pe cruce, spune binecuvântați și nu blestemați. Când cei din jur ne ocărăsc, ne bagiocoresc pentru credința noastră, pentru alegerile noastre, pentru atitudinile noastre, Biblia spune nimeni să nu sufere dintre voi, să nu sufere ca făcător de rele. Dar în rest, pentru credință, e un privilegiu să suferi. E un privilegiu să te încadrezi în categoria oamenilor care sunt bagiocoriți, pentru credința lor, care sunt poate chiar persecutați într-un anumit fel pentru credința lor. Și felul în care ne purtăm și răspundem va avea impact asupra, asupra celor din jurul nostru. Am fi zis că probabil tâlharii sunt ultimii la care ne așteptam să-și să schimbe atitudinea, să se pocăiască, cum zicem noi. Unul din ei o face. Unul din ei o face... Și după ce o face, începe să fie un evanghelist. Acolo pe cruce. Își înfruntă colegul lui. Dar întâi trebuie să treacă printr-o schimbare. Observați, zice așa. Noi, pentru noi, versetul 41 este drept. Știți că se spune că închisorile sunt pline de oameni? Cum? Nevinovați, da? Cineva spunea, zice, dacă te duci acolo, toți sunt nevinovați. Niciunul n-a făcut nimic. Toți sunt nevinovați. Și pentru noi este drept. Nu contează că Baraba nu e aici. Nu contează că și el trebuia să fie împreună cu noi. Nu trebuie să fim frustrați. De ce? Pentru că este drept. Dacă vrem ca în relația noastră cu Dumnezeu, e adevărat că noi nu suntem tâlharul de pe cruce, dar suntem și noi niște oameni aflați sub condamnarea lui Dumnezeu. Suntem și noi niște oameni aflați care ar fi trebuit să fie sub condamnarea dreptății lui Dumnezeu. Și locul acela de pe cruce era așa al nostru. Până nu ajungem la înțelegerea asta, că ceea ce meritam și ceea ce ar fi fost drept pentru noi era să fim acolo. Și că dacă nu suntem acolo, e doar harul lui Dumnezeu, niciodată nu ne vom schimba inima. Toată viața vom fi niște oameni frustrați la adresa lui Dumnezeu. Pentru că ne uităm în jurul nostru și spunem, altora le merge bine. Alții sănătoși, alții au familii frumoase, alții au bani mulți. Am auzit acum recent zilele trecute o întrebare, când merg cu mașina, atunci ascult radioul și aud tot felul de interviuri, o întrebare, unde îți petreci sărbătorile? În România sau în străinătate? Și mă gândesc la mulți care zic, în frig, în sărăcie, în spital, în nevoi, în singurătate, îmi petrec sărbătorile. Cum să nu fii frustrat când vezi că altora le merge bine? Auzeam recent de unul, nu mai știu de pe unde, de pe la permis auto, nu știu din care județ, s-au dus și i-au găsit acasă milioane și milioane de euro în diverse forme, după ce a primit banii ăștia de la oameni care i-au cumpărat favorurile ca să le dea răspunsurile de pe la sală, de pe la testarea teoretică și încă n-au aflat cum stă cu testarea practică. Și stai și te gândești și spui, păi e dreptate în lumea asta, eu muncesc toată viața corect, cinstit și de-abia reușesc să-mi E dreptate? unde i Dumnezeu? unde i Dumnezeu când cerilor răi le merge bine? Tâlharul de pe cruce zice, noi primim plata cuvenită. Nu, nu ni se face nicio nedreptate. Este primul lucru care ne ajută în schimbarea atitudinii noastre față de Dumnezeu. În schimbarea atitudinii noastre față de Dumnezeu din niște bagiocoritori, pentru că toți am fost niște bagiocoritori la adresa lui Dumnezeu prin viața noastră. Și uneori mai redevenim, uneori, fără să ne dăm seama, este când înțelegem ce am fi meritat de fapt. Ce am fi meritat din partea lui Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru noi, când înțelegem că Hristos, ca așa spune aici, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Niciun rău. Din nou, revin la poziția lui centrală între cei doi tâlhari. Uh, să spui cu voce tare că romanii au răstignit un nevinovat. Era un mare curaj. Să stai tu care erai pe moarte frânt, în dureri, de-abia respirai și să spui, omul acesta n-a făcut niciun rău. Trebuia să treci printr-un proces de transformare a gândirii față de Hristos, față de El. Să te uiți la El, noi ne uităm la El în gloria Lui prin credință. Noi îi spunem, Domnul, Stăpânul, Mântuitorul Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos. Pe crucea lui a fost scris drept cap de acuzare. Țineți minte, au venit la Pilat și i-au spus așa, schimbă, zic că el a zis. Pilat a făcut acolo un fel de șmecherie de a lui ca să le facă în ciudă. Înțelegeți? A zis, nu mai schimb ce am scris, mai mă urc eu până acolo să mai schimb. Nu, no, mai gata, așa rămâne. Pentru că în providența lui Dumnezeu a vrut ca unii oameni, inclusiv un astfel de tălhar să vadă în înfrântul din mijloc de pe cruce împăratul adevărat. Vedeți, împărații lumii, liderii Europei, te duci și cauți pe mulți, din numai pe pe care îi găsești și dau la televizor. Îi cauți la conturi, îi cauți la moralitate, îi cauți la, la relații, îi cauți la, la tot ceea ce au. Și pe majoritatea îi vei găsi găunoși. Pe majoritatea îi vei găsi că fiind absolut vânduți unor interese doar pentru propriile lor interese. Și atunci ne mai mirăm că lumea merge așa cum merge. Când cei care ajung sus își urmăresc exclusiv propriile interese, nu mai e de mirare că lumea merge așa cum merge. Dar e normal să meargă așa, pentru că toți suntem răi și păcătoși. Și să totuși să te uiți la unul care este acolo și să vezi în el un nevinovat. E, e ceva extraordinar. Nu știu cum îl vedem noi pe Domnul Isus, dar unul din lucrurile despre care sunt convins că suntem convinși este că El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Și că El a murit pentru păcatele noastre ca noi să nu primim ceea ce meritam, ci să primim ceea ce nu meritam. Pentru că tălharul spune că după ce și-a înfruntat colegul, după ce s-a înfruntat pe el însuși, după ce și-a înfruntat tovarășul, da, ăștia doi nu erau fiecare separată și erau împreună, că zice, noi primim meritat. tu știi ce ai făcut și eu știu ce am făcut, da? Spune așa, s-a întors spre el și a zis lui Isus. Și primul cuvânt pe care îl adresează este Doamne. Stați și m-am gândit, un astfel de om care în viața lui n-a avut frică de nimeni. Era o nu mai știu în, în, în care poezie, uh, tot de lui Ioanid, cred, era dat cu tâlharul de pe cruce, da? De pumnal și de cuțit. Oameni care nu au avut în viața lor frică de nimeni. Oameni care au știut că într-o zi viața lor se va încheia așa, știau, nu? Și imaginau că o să trăim 100 de ani, ieșim la pensie pe coasta de Azur uh, cu ce am adunat de până... Pe... Nu, 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 nu. Ei știau. Și au zis, asta este, asta am ales, asta facem. Erau ăia care atacau uh, oamenii, negustorii. Erau ăia care știau să-i ocolească pe romanii care păzeau aceste caravane, sau să-i omoare. Se luptau parte în parte cu romanii. Oameni care nu au recunoscut în viața lor nicio autoritate. Oameni care nu le-a fost frică de nimeni. Și ăsta se întoarce și îi zice, Doamne! Asta înseamnă că -i recunoaște autoritatea. Înseamnă că se pune sub autoritatea lui. Pentru mine cuvintele astea sunt copleșitoare. Pentru că el era acolo, pe cruce, ca un semn al biruinței romanilor. Al biruinței autorității romanilor și el spune, tu ești ce scrie acolo. Și zice așa, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vă rog să observați, Toată lumea care îi se adresează lui Isus, și acum ne întoarcem la partea inițială a textului peste care am sărit intenționat. Mulți se adresează lui Isus în toată povestea asta. Da? Celălalt îl har, și ăsta la început, îi se adresează mulțimea, îi se adresează soldații. Nu vreau să, să greșesc. Unui dintre tâlhari, mulțimea, da, și, și soldații. Și batjocura nu era că îi spuneau invective sau că îl batjocoreau spunându-i vreun cuvânt urât. Că asta n-ar fi mare lucru. Altceva era batjocura. Care era batjocura? Pe alții i am mântuit. Să se mântuiască și pe el însuși. Dacă vrea să credem în el, să se mântuiască și pe el însuși. Iar tâlharii spun să se mântuiască pe el însuși și și pe noi? În sensul în care să scăpăm de pe cruce, să ne salveze de la moarte. Care-i constatarea acestui tâlhar? Prima, cronologic, este că n-am cum să scap de aici. Observați că nu-i cere Domnului Isus, Doamne, scapă-mă de la moarte? Observați că îi spune lui Isus, știu că și tu și eu vom muri aici? Știu asta. Dacă vrem ca inima noastră să fie schimbată în relație cu Domnul Isus, E foarte important să nu avem așteptări nerealiste de la Dumnezeu. Pentru că, vedeți, noi venim la Dumnezeu cu așteptările noastre. Cu așteptări pentru anumite lucruri în viața asta. Pentru foarte multe lucruri pe care le așteptăm de la Dumnezeu putem munci. Și le putem obține muncind. Nu avem nevoie de Dumnezeu să ni le dea. El nu e interesat să ni le dea. Dacă noi vrem să le luăm, dacă noi vrem să muncim, să avem casă mai mare, mașină mai bună, haine mai scumpe putem să o facem. Dacă vrem să ne împiedice, o va face. Dar de cele mai multe ori nu o face. Numai plătim un preț pentru asta. De timp, de energie, uneori de etică, de moralitate, de caracter, de relații. Nu asta e cere tâlharul de pe cruce. Nu astea sunt așteptările lui. Au fost la început. Împreună cu celălalt și împreună cu toți ceilalți. Că altceva nu știau. Altceva nu puteau vedea mai mult de atât. Și mă zice, dacă îmi dați voie această licență de imagine, nu puteau vedea mai sus de atât. El a văzut un pic mai sus, deasupra capului lui, știți? Ei au văzut numai până la cununa de spin. El a văzut nițel mai sus, dar numai când i s-au deschis ochii. Okay. Înțelegeți? noi, asta ce vreau să zic eu. De multe ori ne uităm la Dumnezeu și spunem, Doamne, aș vrea să fiu un credincios mai bun, un om mai bun, dar cam bolnav. Am stat de vorbă recent cu un, uh, un frate de-al nostru care mi-a spus că el are darul vindecării. Și pe mine de obicei când aud lucruri de genul ăsta, cam limba, dar de data asta m-am obținut, pentru că nu era contextul că l-aș fi întrebat, frate, dacă te duc la cineva bolnav acum, poți să-l vindeci? Că darul vindecării, asta înseamnă, nu? În numele lui Isus, ce? scoală te și umblă. ăla darul vindecării. Nu că mă rog pentru tine să fii vindecat. Nu, nu. Că Dumnezeu vindecă. Dumnezeu vindecă și azi cu aceeași putere ca întotdeauna. Dar darul vindecării spune pentru ce am, ce fac? Îți dau în numele lui Isus, scoală și umblă. Nu și m-am gândit că de multe ori asta așteptăm de la Dumnezeu. Am vrea ca viața noastră să nu fie decât o sumă de miracole. Să ne poarte Dumnezeu de grijă în fiecare zi. Să ne vindece Dumnezeu de toate bolile, să ne scape din toate necazurile, din toate suferințele. Se întâmplă lucrurile astea? Nu se întâmplă. Din potrivă, Domnul Isus Hristos spune în împărăția lui Dumnezeu, vom intra în lume, veți avea ce? Necazuri. Pe drumul către împărăția lui Dumnezeu, umblăm prin lumea asta. Vom avea necazuri. Tâlharul știe, voi muri aici. Știu asta. Știu că am să mor aici cu tine. De aceea nu-ți cer. Nu-ți mai cer să mă scapi. Ce-ți cer, zice el, să nu mă uiți. Să se aduce de minte de mine. Zice, când vei veni în împărăția ta, dacă n-ar fi fost pe cruce pentru vorbele astea, știți ce -și ar fi fost? Răstignit încă o dată. Știți ce însemnau vorbele astea? Trădare. Cum adică? Deci romanii n-aveau alergie la nimic altceva decât la ideea că undeva, într-un ungher al imperiului, cineva vrea să le provoace autoritatea. Un împărat. Țineți minte cum a reacționat Irod. Ne apropiem de Crăciun, da? Cum s-a născut un ce? Un împărat al iudeilor. Omorând pe toată lumea numai să scăpăm. De ce? Fiindcă și el era intoxicat de aceeași idee. Ca toți autocrații lumii, omul ăsta se uită la Hristos și spune ce știu cu, certitudine este că atunci că, vei veni într-o zi în împărăția ta. Asta e așteptarea legitimă pe care putem să o avem de la Domnul Isus și trebuie să o avem. Că într-o zi va veni împărăția lui Dumnezeu. Când? Ea a venit deja în formă spirituală în inima noastră și noi suntem aici ca o mărturie a acestui fapt. Dar într-o zi, El va veni cu coroana pe cap, cu gloria toată cu El, va impune împărăția lui Dumnezeu și zice tălăharul, Aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta și zice, da, vreau să mor. Asta este. Dar cred că într-o zi, știți care este promisiunea Domnului Isus. Crezi că peste multă vreme? Nu. Azi vei fi cu mine în rai. Azi. Vom muri amândoi și începând de azi împărăția lui Dumnezeu va începe să se manifeste și tu vei fi cu mine în rai. El este cu Hristos în rai pentru că a murit și s-a dus. Dar e acolo o promisiune și pentru noi. Ca în momentul în care încetăm să-L mai bătjocorim pe Dumnezeu, să ne mai împotrivim lucrării lui Hristos, lucrării Duhului Sfânt, în ziua aceea suntem parte din împărăția lui Dumnezeu, frați și surori. Discutam la ora de rugăciune și mi-a plăcut mult subiectul pe care l-a pus Marius, pentru că cred că important să ne preocupe vitalitatea comunităților de credință de peste tot. Eu nu găsesc nicăieri în scriptură îndemnul, adunați-vă cât mai mulți în același loc. Vă rog să mă iertați pentru asta. Nu găsesc nicăieri în scriptură porunca, adunați-vă, ci găsesc porunca, duceți-vă. Noi suntem chemați ca să fim trimiși. Nu suntem chemați ca să ne adunăm. Nu suntem chemați să fim cât mai mulți. Succesul unei biserici nu se măsoară după numărul celor care merg acolo. Nu. Acum nici, dacă sunt puțini, nu se neapărat că este bine, da? Dar nu ăla e reperul, ci împlinirea misiunii. Și când ne rugăm lui Dumnezeu pentru revitalizarea bisericilor, eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă și să ne spună, fă și tu ceva. Roagă-te, gândește-te la ei, du-te pe la ei, dă un ban pentru ei, fă ceva pentru asta! Pentru că atunci se va schimba inima noastră, viața noastră, vitalitatea noastră, atitudinea noastră. Vă încurajez în toată inima să fim oameni care trăiesc în împărăția lui Dumnezeu, lăsându-ne transformată percepția despre ce vrea Dumnezeu să facă pentru noi, ce vrea Hristos să facă pentru noi. Cei mai mulți suntem credincioși de multă vreme și poate ar trebui să ne revizităm pasiunea pentru Dumnezeu, pasiunea pentru chemarea pe care o avem, și ce ne-a chemat Dumnezeu să construim? Într-o zi -a, va veni părăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Sunt convins că nu vor mai fi regrete atunci. Dar dacă ar exista să mai fie un regret atunci, cred că regretul care ar fi ar fi că n-am făcut acum mai mult decât am făcut pentru părăția lui Dumnezeu. Cum spune, cred că într-o cântare, n-ai să regreți că ai prea făcut. De aceea vă încurajez din toată inima să stăm lângă Hristos pe cruce, care niște tâlhari care merită să fie acolo, ca niște tâlhari care îl fac cunoscut tuturor celor din jurul lor, care sunt niște evangeliști ai vești bune lui Dumnezeu pentru că ei au fost schimbați. Să nu ne fie teamă să înfruntăm autoritățile vremii în care trăim. Să nu ne fie teamă să înfruntăm cu convingerile noastre pe oricine, cu dragoste, cu respect, cu bun simț, cu atitudine regală, ca oameni care chiar și când purtăm crucea, ne pregătim pentru cunună. Și Dumnezeu ne va ajuta să trecem în permanență și recurent prin această experiență a transformării vieții noastre. Doamne, te rugăm, schimbă inima noastră. Amin.